Viorica Cortez, Sabin Păuța, Ion Baciu, Mariana Cioromila, Raluca Știrbăț, Alexandra Dăriescu sunt câțiva dintre muzicienii români care s-au afirmat la Iași, au devenit valori ale culturii naționale, apoi Români fără frontieră, fiind mult apreciați pe marile scene de concert și de spectacol ale lumii. Un alt exemplu strălucit este soprana de coloratură Nelly Miricioiu, absolventa conservatorului George Enescu din Iași, la clasa profesoarei Ela Urmă. Nelly Miricioiu a câștigat concursuri internaționale de canto, a putut fi urmărită pe scenele teatrelor muzicale din Iași și Brașov, după care, stabilindu-se la Londra, a avut o ascensiune cu totul specială. A jucat în nenumărate producții de operă la Teatrul Covent Garden, în Olanda, în Germania, Italia, Franța, a urcat și pe scena Teatrului Metropolitan din New York. Cronicile entuziaste, publicate în reviste de specialitate și generaliste, au luminat mereu calitățile vocale, expresive și jocul scenic al celei supranumite în Marea Britanie Nelly Miracle. Vă invităm să o cunoașteți pe Nelly Miricioiu, confesându-se și despre anii studiilor, anii începutului de carieră, despre lumea cu lumini și umbre a teatrului de operă. Noi trebuie să ne adresăm acum și telespectatorilor care poate nu v-au ascultat, nu vă cunosc. Și atunci să le spunem de ce muzica în viața dumneavoastră și cum. Dumnezeu m-a ales și sper că această frază să nu sună arogantă. Când aveam 5 ani, tata era în armată și mama cânta la ansamblurile armatei. La vremea aceea erau de mare modă și mulțumesc lui Dumnezeu că au fost aceste lucruri. Și mama a reușit la concertul respectiv și eu, cum eram micuț, să zic, eu cânt. Eu să-i fac muzica lui mama. Și m-au pus pe un scaun și era acordeonistul. Și am cântat și el, ca să facă o glumă, a început în altă cheie muzicală. Altă tonalitate, da, da. Și m-am întors către el și a zis, n-ai dreptate, nu e asta care cântă mama. Mama îmi povestește aceasta. Când s-a întâmplat lucrul ăsta, radio a venit. Vai, copilul nostru minune. Și de atunci am fost numai pe scenă. Care este relația dintre modestie și succes? Eu nu știu. Până unde trebuie să fie un artist de talia dumneavoastră modest? Și unde trebuie să dea cu ușa de perete? Domnul Alex, eu cred în umanitate, nu în modestie. Eu nu știu ce înseamnă modestia. Ori ești uman, ori nu ești. Pentru mine. Fiindcă... Și credeți că a fi uman înseamnă de toate? Da. Nu suntem perfecți. Nimeni nu e perfect. Și sunt convinsă că am și aroganță, am și prietenie, și generozitate, și zgârceală, și le-am de toate. Le-am pe toate. Știți ce mi-amintesc? Iarăși amintiri, sigur că da. Eram în București și am făcut o audiție pentru o mare agentă la vremea respectivă și domnul Herlea ne-a oferit casa lui ca să cântăm. Și am stat un pic de vorbă și mi-a zis la urmă, zice, pentru mine ești perfecțiunea imperfecțiunii. Hai să faci carieră. Temperamentul dumneavoastră, berbecul, când îl ucideți pe Scarpia, aveți vreodată vreo reticență, vreun regret? Da, sunteți nemaipomenit cu întrebările, pentru că vreau să vă spun că niciodată n-am putut în repetiție să simulez. E numai adrenalina, nici de sărit nu pot, mi-e frică. Dar adrenalina momentului mă face. Știți de ce vă întreb? Pentru că există o mică diferență de joc scenic și să luăm acum exemplu Tosca și da. Scarpia. Înainte, până acum 30-40 de ani, scena aceasta a uciderii lui Scarpia era, publicul știa că oricum este un joc, se mima. Uh-huh. Poate că cinematograful, poate că televiziunea, poate că vremurile de astăzi care sunt mai violente, mai realiste, mai dure, au imprimat și jocul actoricesc al interpretei personajului Tosca o nuanță mai veristă.
îi bag cuțitul în el și nu mai este această nuanță de totuși de regret pe ce am făcut. Dumneavoastră, cum îl interpretați? Două amintiri. Da. Când eu am făcut debutul la Covent Garden, am fost Neda în Paiațe și am cântat cu doi giganți în muzica la vremea respectivă, Piero Cappuccilli și John Vickers. Ei erau deja, celebrau 25 de ani de carieră. John Vickers era un tip care credea în adevăr. Pentru el nu exista simulare. Totul pornea, asta și-a făcut cariera întotdeauna. Și când, la sfârșit, când mă înjunghie, deși cuțitul era din lemn, am început să sângerez. Pentru că el nu și-a mai dat seama că a trecut pe sub piele. A intrat cuțitul. Cu noi, bineînțeles că avem aceste cuțite care intră în interior și în marea majoritate a cazurilor, scarpia cu care am cântat ei, întotdeauna le era frică. Și întotdeauna îmi spuneau, nu face tu, lasă că fac eu în așa fel, că le era frică nu cumva cuțitul să se întâmple, că nu intră sau... întotdeauna am reușit să amortizez un pic lovitura, dar să pară reală. Dar n-a fost niciodată lăsată la întâmplare, în adrenalină. Spuneți-mi, de câte ori ați avut, nu o statistică, bineînțeles, dar ați avut de multe ori ocazia să jucați într-un spectacol de operă regizat de cineva care vine din teatru și care are mai puțin legătură cu opera? Întrebări. Da, foarte mult și i-am adorat. Pentru mine... Pentru că sunt cântăreți soliști de opere care spun nu pot să joc în subdirecția unui regizor de teatru pentru că ăla nu ține seama de laringele meu, nu ține seama de poziția în care pot sau nu pot să cânt, mă pune să urc pe o schelă și eu nu pot să cânt de acolo. De asta vă întreb. Nu. Cel puțin în experiența mea. Când am avut regizori de teatru, au fost foarte stilizați. Nu au avut respect pentru ce vedeau în fața lor. Fiecare din regizorii noștri, cel puțin care am avut eu, și au fost din teatru, i-am adorat. Pentru că mișcările sunt mai elegante. Eu n-am avut, sau poate am avut una sau două experiențe de regii în care să fie nebunie bine, și să nu mă simt eu bine. Am ajuns să înțeleg și să combinăm muzica și discutam, știți, la modul egal.